Pe site-ul OLX sunt nenumărate anunțuri de vânzare a banilor vechi românești. Recent, un bărbat a postat însă un anunț total surprinzător, care a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. Omul a cerut o sumă uriașă de bani pentru o bancnotă apărută în România în urmă cu doar 2 ani. Colecționarii de obiecte rare și prețioase sunt mereu atenți la anunțurile apărute pe site-urile de specialitate. Cum numărul pasionaților de numismatică din țara noastră a crescut în ultimii ani, ofertele au devenit și ele tot mai generoase. Recent, un bărbat a postat pe site-ul OLX un anunț ce a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. Bancnota a ajuns să se vândă cu aproape 7.000 de lei pe internet. Mai exact, utilizatorul site-ului a scos la vânzare o bancnotă de 20 de lei cu chipul Ecaterinei Teodoroiu, emisă de Banca Națională a României, în ediție limitată în anul 2021. Prețul cerut pentru această bancnotă este de numai puțin de 6.800 de lei. În plus, proprietarul a ținut să-i anunțe pe potențialii clienți că prețul este negociabil. BNR a lansat pe piață o monedă aniversară Nichita Stănescu. Noua monedă cu tema 90 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu este din argint și are un diametru de 37 de milimetri și o greutate de 31 de grame. Ea are o valoare nominală de 10 lei. Cel mult 5.000 de astfel de monede vor fi scoase pe piață. Aversul noii monede de argint prezintă o mașină de scris care aparținu poetului Nichita Stănescu și titlurile volumelor publicate de acesta. Inscripția România în art de cer, tema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2023. Reversul monedei prezintă portretul și semnătura lui Nichita Stănescu, o poezie scrisă de marele poet și inscripția Nichita Stănescu 90 de ani de la naștere, relatează ziarul digital.ro.